Salut! Prețul poate fi definit, în general, ca fiind valoarea în bani pe care o plătim pentru un bun sau un serviciu. În clipul de azi o să vedem care sunt principalii factori care influențează formarea și modificarea prețului. O să începem cu cea mai simplă formulă a prețului și anume prețul este costul de producție plus profit. Costul de producție o să fie, deci, unul dintre factorii care va influența cel mai mult formarea prețului. Dar haideți să vedem ce este costul de producție. Este expresia în bani a tuturor elementelor implicate în producerea unui bun sau al unui serviciu. O să luăm ca exemplu pâinea și să vedem ce plătim atunci când cumpărăm o pâine. O primă categorie de factori este materia primă, adică o să plătim făină, apă, drojdie, sare, curent, lemn sau gaz în funcție de metoda de funcționare a cuptorului și așa mai departe. O altă categorie de factori este dată de utilajele folosite pentru obținerea produsului respectiv. Acestea au o durată de viață limitată, deci, în timp, va trebui recuperată sau amortizată investiția făcută în aceste utilaje. Vom plăti, deci, cuptorul, malaxorul, rafturile, cuțitele, costurile cu întreținerea clădirii sau chiria plătită pentru aceasta și așa mai departe. O a treia categorie de factori o să fie salariile celor care lucrează la producerea pâinii. De la brutar până la contabil, manager, șofer sau agenții de pază care se ocupă cu securitatea clădirii. Salariile tuturor o să se regăsească în costul pâinii. Deci o parte din prețul pe care noi îl plătim pentru pâine o să fie suma celor trei factori amintiți mai sus. Evident că modul în care se calculează costul de producție este diferit pentru fiecare produs sau serviciu, dar principiul de bază este același, indiferent dacă vorbim despre pâine sau despre un telefon mobil. Un alt factor care influențează formarea prețului este raportul dintre cerere și ofertă. De obicei, dacă cererea este mai mare decât oferta, atunci prețul unui bun o să crească. Dacă o să se întâmple invers, adică cererea o să fie mai mică decât oferta, prețul unui bun o să scadă. Cel de-al treilea factor care influențează prețul este disponibilitatea persoanelor de a plăti un preț mai mic sau mai mare pentru un anumit bun. Am spus mai devreme că cea mai simplă formulă a prețului este costul de producție plus profitul. Însă, cât de mare este profitul în această formulă? Ei bine, nu există un răspuns corect la această întrebare. Sunt unii care afirmă că dacă profitul este de aproximativ 25% din valoarea investiției, adică din costul de producție, atunci este foarte bine. Sunt însă firme care practică un profit de 200 sau de 2000% din costul de producție. Cum e posibil acest lucru? Este foarte simplu. Cumpărătorul este dispus să plătească acea sumă de bani. De exemplu, am citit un articol în care se preciza costul de producție al unei mașini, al unui automobil, care era în jur de $900 și prețul de vânzare al automobilului care era de $9000. Ei bine, dacă mașina se va vinde la acest preț, atunci înseamnă că cei care o cumpără sunt dispuși să plătească acea sumă. Created using Powtoon.